Azi pe BND Drive trebuie să fugim de apoi și să scăpăm și să ajungem pe la final cu mașina lui Shelly, cum o vedeți aici, și gen, trebuie să vedem dacă putem scăpa și să-i cam dăm drumul. Bun, am dat drumul la apă și ne punem aici să scăpăm, deci trebuie să vină apa cam imediat din spate, așa cam ar trebui să vină, și cu mașina lui Shelly ar trebui să avem probleme. Acum, nu pune, nu se conduce, nu ia curba, ia uite apa cum vine de acolo. Eu nu știu în ce mod să o pun, că habar n-am mașinile astea cu mașina lui Shelly. Dar bă, apa vine din spate, asta e sigur 100% și trebuie să avem grijă și să ajungem la final și să scăpăm. Nu se controlează deloc bine, nu înțeleg de ce. Deci Shelly, nota 2 pentru condus. Știați că Shelly a rămas fără permis? Rămas fără permis, asta este, tată. Asta este. Dar cu 300 pe autostradă, asta e, mai rămâi și fără permis. Știi cum zic? Mă, apa cam vine, dar nu atât de rapid. Deci este un factor motivațional, aș putea spune, ca salariile din România, care nu 100% de căcat, pentru că ai cheltuieli de peste 5.000 de lei fără mașină pe lună și tu ai salariul de 2.300 de lei. Minunat. Gen, tot cu bonul de masă, full, adică, mă înțelegeți? Frână. Partea cea mai nasoală, că am mai filmat acum 2 zile sau 3 zile această hartă și gen, calculatorul mi și-a dat shutdown. Și filmarea s-a cam corupt și am rămas fără filmare și am vorbit 10 minute degeaba. Groapă marianelor! Am rămas fără bară, hai că s-a răsturnat și mașina, au făcut trixisti și-a rămas aici. E bine, m-am dus în apă, mă duc în apă, not cu pești. Oh, e bun. Dacă cu mașina lui Shelly n-am reușit, avem aici un Audi A4. Habar n-am ce model, cred că este 2016, 2014, ceva de genul. Spuneți voi în comentarii, de 150 de cai. Nu prea fuge, dar cam îl doresc și eu în viața reală, dar nu-mi permit, pentru că nu câștig niciun ban din YouTube și sunt ultimul sărac infect care filmează odată la 4 zile. Pentru că da, îmi place YouTube-ul, nu se fac vizualizări, trebuie să fim cringe, să țipăm și n-am energie pentru că am 21 de ani, fac 22, am îmbătrânit, gen pe bune, bă, ce mai poți să mai țipi și să urle și să fac, zic că wow, la 21 de ani, bă, aici gropile. Faza cealaltă în care mi-a dat crash PC-ul s-ar putea să fie pentru că am ținut toate mașinile pe hartă, gen, și am făcut câteva mașini. Nu știu, cred că aveam 5-6 și le țineam pe hartă unde am picat cu ele. Mașina asta nu prea merge, cred că mă prinde apa din urmă, dar rămâne de văzut. Viteza este la normal, gen cu apa să vină așa după mine. Uite, pe acolo ar trebui să fie Porsche-ul. Băi, ce are 4 ăsta, mă? N-are nimic, hai că merge bine. T20, te pup dacă mai e A4, dacă nu, ca copacul! Opacu! Hai că n-are nimic, de cu spatele, de cu spatele, tati, nu-i în față că apa nu vine, nu vine apa. What? Cream că virează și spatele, de unde? A rămas fără roata, hai că m-am dus departe și cu A4-ul ăsta, apa se umple. E bine, nu mai scap nici cu A4-ul ăsta, mă duc așa cu el, ajung bine, rău de tot. Până unde ajung? Până la piatra aia? Până unde ajung? Ia uite gropile, hai că mă prinde apa din urmă, nu apa, nu vreau să mă spăl. Și spata aia, genul s-a spălat o lună și a intrat mai că s-a peste ea în cameră, gen, și a zis, așa sunt și eu. M-a prins apa. Avem aici un Skoda superb ca voi când dați pe butonul de like, adică niciodată, și e cam full tunat, auzi? Sună bine. Uite tu cum face Skoda-ul ăsta, așa că trebuie să vedem dacă putem scăpa cu el, cam așa arată de la interior, văd că are roll cage și trebuie să vedem dacă scăpăm. Ia uite copacii pe stânga. În sfârșit, de când mă joc și eu jocul ăsta, da, mi-am schimbat și eu controlele și nu mai dau de păsăgeți. Dau și eu ca un pe WA să dă, e grele viața, e grele. Nu mă întrebați ce n-am făcut asta până acum, n-aveam niciun chef. N-am chef să filmez acest videoclip pentru că viața mea este una tristă, dar merge. Asta este, ne descurcăm și noi cum putem, mă, cam fuge rău de cur. Cred că este tracțiune doar față și mașina asta tracțiune față, câtă putere are, nu știu cât de bine este în viața reală, dar îi dăm, eu și tu, supra, acum virează sau cum se spune la tracțiune față când îi fuge fața, gen? N-am idee. În fine, nu contează. Adică am idee, n-am uitat. Sau vreau să mă dau deștept și nu. Mă, cred că iau copacul. Am luat. E copacul, am luat și fără roată. Am rămas cu mașina asta aici. Ia uite, uite tu cum zice, apa vine din spate. Această Honda am ajuns cel mai mult în episodul pe care l-am filmat și nu s-a postat. Deci am ajuns și cel mai departe. Honda asta e minunată, dacă mai știți aia. Harta aia, gen, pe care am făcut-o acum. Eva, timpul zăpadă, cum gen de cobor și avea multe mașini. Honda asta a ajuns cel mai departe. Nu, la final, că știți voi ce s-a întâmplat, dar a ajuns foarte departe. La fel și pe mapa asta, n-are multă putere, n-are multă viteză, dar se conduce foarte bine și gen,
este destul de rapid. Acum este o fază, eu am făcut pe viteza 2 la apă și acum am pus-o la 2,5, deci apa vine mult mai rapid. Nu știu dacă o să reușesc să fac față, că acum am schimbat-o, aveam tot la 2, am pus-o la 2,5 ca să fie mai interesant, să vedem dacă ne prinde apa sau nu. Și mașina asta este cam puturoasă și am luat, am sărit în groapa Marianelor, nu se pune. Ce să vă zic, mă, cam prinde apa din urmă și nu este un factor motivațional, aș putea spune, și ar fi bine să o să merg mai rapid cu această mașină, pentru că mă prinde apa, trebuie să urc și eu dealul ăla, trebuie să fac ceva, ia uite apa la picioarele mele, gen, ok, nu, bă! Deci l-am sunat eu pe Andrew Tate, și am zis în felul următor, bă, dă-mi Bugatti-ul tău, cam dă terminat o cursă pentru YouTube, pentru abonații mei ce nu se abonează. Și mi-a zis, da, tată, păi eu nu te ajut pe tine, Swift, ești cel mai tare YouTuber de pe planeta asta, și mi-a dat Bugatti-ul lui, super cam puternic, și nu înțeleg de ce se mișcă în acest hal, nu i-a făcut ăsta suspensiile, nu, ce nu i-a reparat la mașina. Dar trebuie să am eu grijă că, bă, dă viteză, prinde viteză și n-ar trebui să-mi fac eu grijă pe tema asta, trebuie să am grijă să pună frână la viteza pe care o prinde. Și cum se controlează, pentru că are ea un mod cu du-te, dracu, să te duci cu familia, dubla 2, hai că dubla 2, am dat drumul direct la filmare, direct m-am lovit. Păi, eu cred că ăsta e un blestem, mașina mai merge într-o stare execrabilă, dar merge, dă numai a curba și mă duc dracu în apă. Mă, poate schema era, cât mașinile celelalte erau prea puternice, mă, și nu le făceam eu față. Tot dacă eu sunt Hamilton la conduce, gen, eu conduc impecabil, poate nu făceam față, dar cu această Dacia Logan modelul nou, habar n-am cât de nou, nu mai știu ce modele sunt, dar pare fi ultimul model, că eu cred că am să reușesc, dacă nu rămân blocat și gen efectiv, uite frate, mă, nu merge, nu accelerează dealul, bă, ce motor mă am pe ea de 08 cu butelie, bă! N-a poft, bă, seria 3, tată, mașina cea mai controversată a românului și gen toți bombardierii ce au mașina respectivă, adică mașina asta. Și se pare că o avem și noi, avem mod sport la ea, bă, nu avem mod sport, avem SC și TCS sau cum să o numi și fără, deci hai să-i dăm start. Bun, trebuie să plecăm, nu avem modul sport și mie că dacă eu schimb din așa, tot n-am modul sport, deci mașina asta nu există modul sport, există de a merge, gen. Seria 3, dar nu prea merge. Zic eu ceva greșit, adică 8, zic, nu știu că Sky putere are, dar după mine nu cred că are mai mult de 150. Audi ăla 4 avea 150 și parcă mergea mult mai bine decât asta. Bine, și la model nou, nu e aceeași vorbă, 150 de cai, 150 de cai, dar erau noi ăștia, bătrân rău de tot ca mine. Mă, apa era să mă prind acolo, dar ar trebui să fac asta, leisier un pic, să fug de ea, nu știu cât de mult, nu știu cât o să scap, nu știu unde o să mă duc, dar nu mai vreau să pic, ai problema, uite aici, mai am un pic de avantaj, cumva avantajează pe voi dacă dați pe butonul de like, subscribe, abonare cu clopoțel. Mă, trebuie să am eu grijă aici, ia uite gaura aia. Așa v-am făcut și eu, mam. Bă, uite aici o zonă proastă, că mă poate prinde apa asta, că nu mai pot vorbi și iar zona asta unde dau și mă vesutul. Poate cu o mașină adecvată am să reușesc cu acest Ford, nu știu de care, dar foarte puternic dezvoltat, poate am să reușesc controlându-l și a putea ajunge la final și trebuie să încetez să mai vorbesc, așa că nu înțeleg de ce fac asta. Da. I-am cam ieșit din mână. Mă, nu prea prinde viteză, ăsta e singurul fapt, adică foarte greu, nu ia curbe, efectiv nu ia curbe și asta o să fie cel mai nașpa lucru, că ok, bă, viteză nu prinzi, dar deja eu nu pot să iau curbele astea, că sunt handicapat din orice punct de vedere, tu mai îmi dai acum și... Uși tu și tremură, bă, ce are de tremură? Au făcut-o ăștia în China, unde au făcut-o, în București? Opa, am deschis portbagajul sau cum să o numi. Momentan e ok, pare să fie ok. Mă, eu eram undeva, cred că pe acolo, nu? Doamne, prost rău, bă, mor. N-am cum să nu pun la bătaie o Tesla Model 3, habar n-am, modelul Sport 3, ce merge foarte bine, dar nu se ține pe șosea, cam asta e problemă și nu înțeleg, bă, ce am de-a, s-a atât de prost, mă grăbesc, nu, efectiv,
poate că am dat eu apa să fie mai rapidă și mă cam panichez eu. Să discutăm despre lucruri mai importante. Când mașina asta face drift și un Tesla n-ar trebui să facă drift, e că o să-mi dau comandă de o chestie ce o pui pe piept, gen cum ar veni pui un GoPro pe piept, da? Eu n-am bani un GoPro pentru că sunt sărac. Mașina asta e incontrolabilă, bă, nu poți să o conduci. Mă, poate cu acest Aventador am mai un noroc dacă am eu mult sport la el? Bă, nu am. Așa că o să o las așa. Și cum spuneam, deci mi-am luat un fel de ham, ca un câine gen, de pus pe piept și pot să fac niște videoclipuri mult mai interesante. Adică nu mi-am luat, trebuie să-mi cumpăr, trebuie să dau comandă. Și aș putea face videoclipuri mult mai interesante cu webcam-ul, ce este un telefon, dar asta e să ne descurcăm și noi cum putem și s-ar putea să vă placă. Acum să vedem cum funcționează, cât de bun o să fie. O să încerc eu să conduc un pic mai încet, gata, deja o dau cu mai multă grijulie, că bă, efectiv eu nu pot să ajung la tunelul ăla, nu înțeleg ce am un handicap de tot, pe bune vorbesc. Și dacă mai pun și eu o mașină să mă urmărească pe aici, să fac poate în episodul următor, dacă dați voi acolo pe butonul de like, dacă am eu noroc aici să trec cu bine gen. Dar apa, tot dacă este pe viteză mai mare, nu știu, mi se pare că vine mai lentă. Uite aici iar curba asta unde m-am făcut eu praf de minim 6 ori. Îmi spuneți voi în comentarii. Momentan e bine, momentan am ajuns până la pot, până la piatra asta, până aici eu n-am mai văzut piatra asta. În episodul de azi. Momentan mă descurc bine, trebuie să pun frână groapa Marianelor. Parcă aici am picat cu o mașină gen. Deci cred că am trecut de piatra aia, dar da, ia uite aici, Porsche-ul. Shelly, ce faci, ce zici? Ai rămas fără permisat. Data viitoare. Acolo o să vină din nou în sus, că e problemă că dacă e drum drept, vine apa foarte rapid și tu trebuie să urci constant, dar o să și coborăm. Aia o să fie problemă. Nu vă gândesc foarte mult, dar uite, acolo e zona de coborare. Trebuie să luăm noi avans foarte rapid cu această mașină. Dar mie că dacă dau prea rapid, rămân fără dracu, rămân fără frâne, că gen nu frânează și tot sare gen. Și asta e o chestie nașpa, de ce vorbesc pe slabe? Nu pot să înțeleg, ar trebui să învăț să vorbesc mult mai rapid, pentru că voi aveți un attention spam de căcat, că vă uitați toată ziua pe TikTok la fel ca mine, urăsc. Bă, cum? Bă. Merge! Arată ea în halon care arată, dar merge. Eu văd un lucru bun în toată asta, trebuie să vedem lucrurile bune, dar îmi trage foarte mult dreapta. Foarte mult, am exagerat și eu. Trage dreapta, gen. Podul. Așa văd și mame. Am eu aici un autobuz și credeți-mă, mă duc tată cu autobuzul ăsta. Dă-i tată. Că nu vreau atâta viteză, trebuie să vedem dacă reușim. Dacă nu reușim, îi dau tată să zbor. Bă, nu prea urcă. Adică, sincer, urcă mai bine decât Loganul. Sincer, și ăsta e autobuz. Hai că m-am făcut de căcat. Dă-i tată nostru. Dă-i tată nostru că vine apa din spate. Păi și tu cum vine apa? Păi fii iar tu, adracu. Hai, zbori! Hai, zborat, l-am sunat eu pe Elon Musk și am zis, băi, dăm cea mai bună mașină ta pe care eu ca să fac harta asta, gen. Mi-a dat o pază și a zis, bă, n-ai nevoie de o mașină mai bună, frate. Prățic, mașina asta pe 3 roți merge mai bine ca un BMW. Ca un Tesla, ca un Lamborghini. Și am zis, ok, în momentan merge mai bine decât o Dacia. Să vedem dacă putem și să scăpăm. Hai că putem, deja mă răstorn. Bă, ce se întâmplă? Ia curba, bă, nu ia curba. Și vine apa, nu! Cine dă like la videoclip, bă, iese să-l duc cu Uber-ul acesta minunat, un Renault Megane. Dacă n-am uitat, da, uite, Renault Megane, n-am idee ce putere, n-am idee ce cai. Dar e Uber, ar trebui să-și facă treaba și să putem scăpa de această apă. Momentan cu 80 la oră, de nu știu ce să zic, și iar nu ia curba nici mașina asta. Bă, ce se întâmplă cu toate, dă, nu iau curba, mă arătă și nu accelerează. Am 50 la oră, merg cu Dacia, totuși Renault Megane pe Uber. Chiar m-a prins apa. Nu! Am luat cea mai tare mașină de off-road de pe BMG sau a doua cea mai tare și, bă, eu am speranțe mari în mașina asta. Dacă ea n-are speranțe în mine, e grav. Deci hai să vedem. Bă, se aude cam tare. Pare că trage stânga, dar uite că nu mai trage stânga. Și ar trebui să tragă destul de bine și ar trebui să meargă și foarte bine, că dacă nu merge bine, tată și... E de off-road, e de BMG, e de alea, e grav, că eu trebuie să scap aici de apă ca să dați și voi pe butonul de like. Mă doare deja capul la cât am zis butonul de like și că oricum nu dă nimeni, cam nașpa curbele astea. Nu știu că din volan ar fi fost mai bine, dar nu cred. Ceva îmi face zic că nu cred că ar fi fost mai bine din volan, pentru că tot altfel de groaznic ar fi. Acum, ce mă gândesc eu că ar fi bine la mașina asta și avantajul ei, nu că prinde viteză sau cum se conduce, ar fi dacă aș da în gropi. M-am pățit să dau unul grup ce în mașini, nu se face praf, gen cum s-a făcut Lamborghini-ul de căcat. Cine cumpără Lamborghini ar avea o șansă mai mare să reziste. O sări bara, nu știu ce a fost, ai mă, și m-am blocat.
m-am blocat fix aici, bă, fix aici m-am blocat. Ui și tu, bă, ui și tu, fac drifturi. Mi-am făcut speranțe false cu mașina aia, așa că mi-am luat un BMW M4, că știți cum se spune, nu dai în BMW cum dai în Audi. Era invers, dar hai să o lăsăm așa, cum am dat aici. Sunt pe modul sport și cam îmi doresc și un BMW M4, dar nu o să am niciodată bandă 1. Sau o să am, trebuie să mergem cu gândul că o să am. De ce fugi atât de tare de cur? Dă-i, bă, pune sistemele, nu mai pune pe sport, că fugi atât de cur, dar nu poți să iau curbele, gen. Așa, nu s-ar conta și dacă vreți în episodul următor, dacă să văd să mai existe episod pe această hartă, și s-ar putea să mai existe, tot dacă deja nu mai pot, că trebuie să primezi o oră ca să primezi 20 minute pentru acest clip, îmi spuneți acolo cu ce mașină aș vrea să încerc să scap. Și poate data viitoare mă concentrez și un pic mai mult, da, a evada. Momentan e bine. M-am interesat, am eu grijă la toate grupurile astea și la curbele astea indiscutabile de periculoase. Uite cum ar veni aici. Deci, ce caută noroiul ăsta, frate, și ce nu pui și tu un gard aici? Deci nu există gard? Și BMW-ul ăsta e în 4, de ce fuge de cur atâta? Mamă, dar ce frumos e. Ia uite și tată, păi nu a luat mașina aia de off-road. Ce reușești cu acest BMW? Nu te pocăi aici la final. Nu, vine apa. Dă-i tati, fugi, uite că vine apa, fugi. Apa, dacă mă prinde apa se oprește episodul.